confort în familie îți oferă și faptul că avem relații bune cu membrii familiei, dar de multe ori există provocări pentru părinți. Aceste provocări sunt atunci când trebuie de făcut temele pentru acasă. Iar noi vom disemina acest subiect în continuare alături cu Irina Harea, creatoare de conținut. Bună dimineața, bine a venit la noi! Bună dimineața, bine v-am găsit! Spuneam că o să vorbim despre felul în care făcutul temelor ne influențează relația părinte-copil, însă vorbim și despre cum să încurajăm copiii să-și dezvolte potențialul creativ. Care este părerea ta? Cum ar trebui să facem asta? În primul rând să-i susținem, dar înainte de a-i susține, eu zic mereu că părintele, dar și învățătorul, profesorul, ar trebui să fie genul acela de observator, care stă așa cu mințel și observă ce face copilul cel mai bine. Este el tentat să învețe formule la fizică sau la algebră, sau din contră, stă ori întregi și desenează și face niște lucrări că rămâi uimit. Și atât o identificare corectă a abilității, a pasiunii copilului, pe tine ca adult te poate orienta ca să înțelegi ce îi place și cum încotro să-l ghidezi, iar pe el îl face fericit. Eu cred tare mult că noi ar trebui să ne creștem copiii din perspectiva pasiunii lucrului făcut. Pentru că, iată, de exemplu, dacă ai o pasiune, tu faci ușor. Și atunci jobul făcut din pasiune, ulterior, când copilul crește și alege o meserie pe care el o vrea, în care el se simte bine, nu care mama îi impune, meseria făcută din pasiune te face să poți chiar și atunci când nu mai poți. Spre deosebire de un job pe care l-ai ales pentru că așa a trebuit, așa a fost la mod, ți-a zis cineva că o să primești 2000 de euro acolo și te duci tras de gât în fiecare zi și aștepți vinerea cu nerăbdare. Când faci din pasiune, nu contează că e vineri, că e sâmbătă, că e duminic. Tu trăiești cu asta și asta te împlinește, te încarcă, iar tu, la rândul tău, dai mai departe sau reîntorci această energie și toată lumea e fericită. Pasiunea, nu crezi că la un moment dat are așa proprietatea să se diminueze un pic? Da. O mai numim noi în limbaj tradițional rutină. Se transformă în rutină, este adevărat, dar din fericire, toate activitățile și noi, oamenii, avem capacitatea asta naturală de a ne transforma mereu. Și ceea ce pentru mine era, mă pasiona extrem cu 5 ani în urmă, de exemplu, acum nu mă mai pasionează așa de mult. Adică noi ar trebui de asemenea să avem și această abilitate de a ne simți noi pe noi și să nu așteptăm să vină cineva cu vărguța să ne zică la dreapta, la stânga. Noi suntem, în primul rând, oamenii care decidem dacă suntem bine acolo unde suntem. Și de asta se tot vorbește despre capacitatea de a face o schimbare, despre ieșirea din zona de confort, despre senzația aceea că nu ești acolo unde trebuie. Pentru că noi schimbăm pământul florilor, nu? Nu lăsăm mereu așa. Și astfel florile înfloresc diferit. Cum ar trebui să susținem pasiunile copiilor? Cum am zis, în primul rând să le observăm așa. Și în al doilea rând să îi încurajăm. Pentru că nu întotdeauna putem să identificăm din prima pasiunea. Uneori un copil poate să zică că este pasionat de șah și a doua zi este pasionat de balet și a treia zi este pasionat de fotbal, iar a patra zi vrea să zboare în cosmos. Și cum să reacționăm, iată, în aceste situații? Să foarte calm și să încercăm să vedem. Ok, mergi, bravo, hai să mergem, să vedem. Astăzi mergem la șah. La șah va merge o zi, două, o lecție, două, se va plictisi, gata, nu va mai vrea. Deci nu era acolo. Pentru că și copiii sunt supuși balansările. Da, sau... da, sunt supuși, iată, el aude că prietenul lui face ceva și el tot vrea să facă. Da, sunt influențați. Exact, influențele, mulțumesc, asta am vrut să zic. Deci el nu neapărat știe despre ce-i vorba, ceea ce și firesc, dar fiind supus, iată, dacă prietenul lui, de exemplu, merge la fotbal sau la dans, el tot vrea să meargă, deși el nu are nicio predispunere genetică pentru asta. Și mai există și părinții, bineînțeles, care, dacă copilul vecinului se duce la șah, la muzică, la balet, la pictură, la toate cele posibile, să se ducă și copilul meu. Deși el nu are niciun fel de predispunere și aici deja începe presiunea și activitățile făcute cu forța, pentru că ne dorim să creștem genii în toate domeniile, când de fapt geniu cu adevărat, real, poți fi într-un singur domeniu bine împământinit așa. Așa, un domeniu îngust în care să excelezi acolo. Da, exact, exact.
Experții în parenting sunt de părerea că până la vârsta de 6 ani nu ar trebui să încărcăm informațional copiii, în sensul că să lăsăm robotica, matematica, poate pentru mai târziu, însă să încurajăm să facă dansuri, să picteze și tot ce ține de domeniul creativ. Care este părerea ta? Sunt absolut de acord și chiar mai mult de atât. Eu aș zice că până la vârsta de 6 ani ar trebui lăsați să-și vadă de viața lor, să se joace în stilul lor, așa cum ei simt. Și de acolo noi o să obținem multe informații pe care o să le putem folosi ulterior. Pentru că copilul, eu zic așa că noi oamenii cu toții avem mai multe perioade în care suntem bebeluși. Da? Bebelușul mai întâi începe să meargă și atinge un anumit progres și noi zicem, bravo, s-a ridicat, stă pe fund, s-a ridicat în picioare, bravo, ce bravo. După aceea, eu zic așa, copilul când merge în clasa întâi, el are un fel de bebeluș. Noi, la 18 ani, când mergem la universitate, iar suntem un fel de bebeluși, pentru că ne adaptăm iar la tot ce se întâmplă. Și, de exemplu, tu, când ai venit prima zi să moderezi această emisiune, undeva te simțeai un fel de bebeluș. Bineînțeles, experiența vieții deja te face să te adaptezi mult mai ușor. Dar atunci când copilul simte că are în spate un avocat puternic, eu zic așa, părinții trebuie să fie primii avocați ai copiilor, pentru că noi, de procurori, avem parte la fiecare pas. Și atunci copilul trebuie să știe că așa cum este el, este minunat, pentru că așa au zis mamă. Adică să nu există îndoială pe tema asta. Așa. O metaforă tare interesantă, uite, mi-a dat de gândit. Într-adevăr, noi trebuie să ne apărăm copilul. Da. Până în momentul în care să-l învățăm singur să-și poarte de grijă. Da. Da. Și spuneam până la 6 ani, deci cu activitățile, după începe după 7, mai bine zis, atunci când începe școala, e un pic provocator, mai ales că intră și sistemul de notare, de aprecierea eforturilor și aici intervin și anumite probleme. Sistemul de notare, uite, de exemplu, acum e diferit, e diferit. Mai ales pentru primii ani de școală, dar ulterior se revin la notele clasice și eu nu am nimic împotriva notelor atâta timp cât ele nu reprezintă o scalare a progresului, pentru că nu este așa. Progresul este despre, deci progresul nu este despre nota 10, despre nota 9, pentru că așa a zis sistemul. Progresul este despre un mic pas făcut azi în plus față de ieri. Pentru că noi nu avem cum să punem toți copiii, cu toate background-urile lor, cu toate capacitățile lor intelectuale, să-i punem școală în aceeași oală și de aici pornim. Dacă ăsta e elev de nota 8, dar asta e rău că tu ești elev de nota 8, că ar fi minunat să fii de 10, pentru că doar elevii de nota 10 merită, doar elevii de nota 10 primesc medalii la final. Când, de fapt, eu mă îndoiesc cu adevărat că poți să fii un elev de nota 10 pe linie. Poți să fii un elev de nota 10 undeva și altundeva, în niște domenii care sunt mai aproape, dar ceea ce înseamnă deja pe linie este acel vechi, dar în continuare prezent, zubrit. Noi am învățat, am ieșit, am povestit, dacă mă întreb peste un an, am uitat tot. Este un sindrom al perfecționismului. Exact. Și apropo de sindromul perfecționismului, el de multe ori copiii, elevii, sunt victimele acestui sindrom, care nici măcar nu este al lor. Este sindromul pe care îl cer acasă părinții. Pentru că ei, în psihologie chiar este așa un termen care zice sindromul elevului eminent. Da. Și el te însoțește apoi peste tot în viață, și nu mai poți scăpa de el și nu te mai poți bucura de lucrurile de nota 9 pe care le-ai făcut, dar dacă altcineva le-ar face, ar fi de 20, da? Adică, din cauza presiunii pe care o simte copilul, din cauza faptului că se simte incomod, că a venit acasă și a spus că are nota 9, dar Măriuca, cine a avut 10, dar de ce are 10, dar tu nu? Tu te simți aiurea și tu toată viața duci povara asta, care nici măcar nu e a ta. Și este greșit să le spunem asta copiilor. Dar, din punct de vedere, iată că putem să le spunem, de exemplu, că eu nu vreau tu să fii eminent și să ai note bune. E corect să spunem asta sau nu? Este o linie foarte fină, pentru că în momentul în care zici
Eu nu vreau tu să fii eminent, poți să faci cum vrei tu, cum simți tu. Îi luăm această responsabilitate în care eu cred foarte mult. Eu cred că în loc de a fi împuterniciți cu note de la 1 la 10 și cu directivă clară că viați acasă cu 9 sau cu 10, elevii mai bine ar fi încurajați să demonstreze azi performanța maximă. Maximă azi, care poate să fie mai slabă decât cea de ieri sau mai bună decât cea de mâine. Pentru că, la fel ca și noi, adulții, copiii au zile și zile. Și atât eu interacționez zilnic cu 10 de copii și eu văd cât de diferită poate fi starea lor de spirit în funcție de felul în care se simt. Și atunci progresul lor depinde mult de dispoziția pe care o au, de cât de mult s-a plăcut terciul pe care l-a mâncat dimineața, de cât de ce mulți cu ascultat pe drum spre școală, de exemplu, împreună cu mama și cât de bine dispus era mama dimineață. Și ce i-a spus mama la final? I-a spus, hai, ieși și du-te sau, papa, o zi bună, să mă suni când termin, de exemplu. Adică, mi se pare că ar trebui să existe o... Părinții să fie mereu cei care echilibrează și să vadă. Dacă văd că copilul lor este nativ responsabil, sunt așa copii care au responsabilitatea de a-și face lucru foarte bine. Atunci tot ce rămâne acelui părinte este să-l înconjoare așa cu susținere, fără a pune presiunea notei, să zică eu vreau ca tu să înțelegi ceea ce înveți, vreau ca tu să fii un om deștept, pentru că de asta ai nevoie în viață. Nu ai nevoie de nota 10 la algebră în viață, ai nevoie să înțelegi matematica dacă ăsta e domeniul tău. Iar atunci când observăm că lucrurile nu sunt chiar așa cum ne-am dorit, iarăși zic că ar trebui să avem o discuție și să încercăm să vedem unde e problema. Întotdeauna există o problemă. Uh-huh. Întotdeauna există o cauză. De ce un copil responsabil renunță să mai fie așa? Poate pentru că a obosit, poate pentru că a fost dezamăgit, poate pentru că undeva la școală i s-a tăiat aripile. Se mai întâmplă și din astea, din păcate. Da, și există o altă parte a monedei, că el la școală îi se cere excelență, îi se da. Cere performanță. Da. Nu e simplu. Nu e simplu. Pentru copil. Și eu asta zic, că sunt de acord că ar trebui să cerem excelență și performanță, pentru că astfel ne asigurăm o societate de oameni muncitori. Excelența și performanța nu se obține decât prin muncă. Orice zic eu e că ar trebui să încurajăm pe copii să muncească pentru a înțelege ceea ce învață, nu de dragul bifei de a primi acea notă. Adică, cred că și eu interacționez și cu profesori și știu că ei încearcă să-i încurajeze. Și apropo, mă gândeam chiar aseară la discuția noastră și mi-amintesc că și eu la rândul meu, eu vin din sat, și eu tot am fost foarte încurajată de profesorii mei de atunci, chiar dacă eram varză la fizică, domnul Băta, scuze, eram varză. În schimb, eram bună la română, eram o bună organizatoare, aveam capacități de lider și profesorii mei au văzut asta și au început să mă susțină să fac ceea ce îmi iese bine. Le sunt foarte recunoscătoare și sunt convinsă că și în multe alte școli sunt asemenea profesori și asemenea elevi norocoși. Da, asta e minunat, să nu fii taxat pentru lucruri pe care nu-l faci bine, ci da. Să fii încurajat și apreciat exact. Pentru ceea ce faci bine. Exact. Irina, ce părere ai despre apelarea la un ajutor profesionist ce ține de făcutul temelor pentru acasă? Aici, iarăși, e cu dus și întors, deși bănuiesc că voi vă așteptați că eu o să zic că dar ajutor profesionist. Nu, întrebăm opinia. Eu zic așa, dacă părintele are disponibilitatea emoțională, timpul și răbdarea pentru a dedica un an, doi, trei din viața sa profesională sau chiar exclude în viața profesională, deci disponibilitate emoțională, timp și răbdare. Copiii, mai ales cei din clasa 1, sunt foarte bulversați de tot ce li se întâmplă. Ei se distrag foarte ușor, capacitatea lor de concentrare e spre zero. Respectiv, ca să reușești să-i menții concentrați la o sarcină, necesită destul de multă răbdare și asta o spun pentru că eu, fetița mea, este în clasa 1 și uneori fac eu temele cu ea acasă ca să văd progresul. Și îmi dau seama că e foarte greu, din cauza că eu nu am răbdarea necesară. Și atunci, dacă avem de ales între niște teme făcute în stilul
te plesnesc de câte ori să-ți lămuresc și nu înțelegi. Corect, așa. Da? Sau în stilul unor teme făcute, da, cu niște oameni străini pentru acel copil, dar care au resursele și abilitățile profesionale de a trata așa cum se cuvine incapacitatea copilului de a se concentra, atunci eu aș merge mai degrabă spre a doua variantă. Deși tind să cred că atunci când faci temele cu mama, de exemplu, tu ai alt confort emoțional, dar cred că și procesul durează mai mult, pentru că copilul își permite să fie mai relaxat, ceea ce nu e neapărat rău. Și până la ce vârstă ar fi de dorit să facem lecțiile cu copiii noștri? Copiii sunt extrem de diferiți. De exemplu, sunt copii care în clasa a doua pot să-și gestioneze foarte bine sarcinile și știu ce au de făcut și poate să aibă nevoie așa de o ghidare foarte ușoară. Sunt copii care, de exemplu, în clasa a cincea au nevoie de ajutor complet. Și asta nu înseamnă că ceva nu este în ordine cu unul sau cu altul. Este vorba despre ritmul lui de creștere, despre capacitatea lui de a interacționa cu materiile pe care le învață la școală. Și unul și altul au șanse egale de a deveni oameni de succes. Pur și simplu, pentru unii drumul poate fi mai lung. Irina, îți mulțumim tare mult pentru discuție. Te mai așteptăm la noi. Mulțumesc și eu și, cum am zis, vă felicit pentru acest studio frumos și vă mulțumesc pentru discuția asta faină. Mulțumesc.